Bună seara, ne auzim? Bună seara, ne auzim, dar vreau să fac o precizare. Vă rog. Noi săptămâna asta avem un termen la instanță, da. Dar nu pentru domiciliul copiilor. Mă rog, m-am exprimat eu așa, da, nu pentru domiciliu, așa este. Adriana m-a dat în judecată ca instanța să se substituie acordului meu pentru a putea interna copiii la nebuni. Am înțeles. A pierdut în prima instanță și acum ai apelul. Unde o să pierde din nou? Și atunci, acea hotărâre privind locul... Aia cu hotărârea privind domiciliu, eu am introdus acțiunea acum 2 ani jumate. Da, și când se va? Trăim în România, s-a judecat cu celeritate. De 2 ani jumate încă n-am primit un termen în care să punem probele. Am înțeles, dar modificările... De 2 ani jumate suntem expediați de instanță la toate comisiile și comisiile și comitetele și expertizele de pe planetă. Dar modificările legislative vă permit în acest moment să țineți copiii la dumneavoastră, chiar dacă hotărârea era de a sta la Adriana, pe baza faptului că ei nu doresc să se mai ducă acolo. Nu, ăsta e motivul. Pe mine nu mă interesează ce vor copiii. Nu. Dar care e copiii meu? Nu, deocamdată nu meu, ce căuta copiii unde au fost torturați. E ca și cum ai spune la un deținut politic torturat, nu știu unde. Păi și cum se încadrează? Cum se încadrează asta în lege? Că nu s-a hotărât. Nici cum nu se încadrează, se numește autoapărare. Eu sunt ca părinte, ca tutor în autoapărare, apărându-mi copii. A încercat Adriana zilele acestea, de când a început scandalul, să vină și să-i recupereze în vreun fel sau altul? Nu. Adriana ne aude oricum, o să nu, n-a încercat și orice încercare sortită eșecului, adică face o încercare aiurea, s-a dus să-și ia copiii de la școală și copiii n-au vrut să plece cum păi vedeți, cumva este și pe baza refuzului copiilor, la asta mă refeream. Nu, dar eu i-am trimis pe copii înapoi să-și pupe mama, pentru că i-a zis că haidea să vă pupai la mami, să vă pupe mami și ei n-au vrut și i-a trimis înapoi, pentru că ei trebuie să-și respecte mamica indiferent de situație. Ce au adulți e treaba lor, copiii trebuie să aibă... Haide să... Asta e adevărat și m-ar bucura chiar să credeți în ideea asta, nu să o spuneți doar la televizor. Păi da, eu i-am trimis pe copii înapoi să o pupe pe mămica lor, da? Păi pentru că era filmată treaba. Păi, eram noi cu camera și da. Când era filmată domnului. Treaba, atenție mare, glumesc. Era filmată cu Maximus. Înainte cu o zi a fost cu Eduard, nefilmată. Am înțeles. Haideți să ne explicați cumva, pentru că avem câteva filmări de la dumneavoastră din casă, să ne explicați cum stau lucrurile acolo și unde sunt. Copiii, bineînțeles, sunt blurați pentru a proteja identitatea lor. Aici, practic, este... Ce este? Biroul lor sau ce este aici? Biblioteca casei. Biblioteca. Lăsați imaginea toată pe ecran, că și așa bluratul, zici că am ocupat jumătate de ecran cu blurarul. Nu trebuie să blurăm mai mic, ca să vedem noi ce se întâmplă. Deci este... E biblioteca casei unde în general ei mai se joacă, mai fac Lego, mai fac puzzle, 3D și așa mai departe. Uh-huh. Chiar și unele mici reparații face Maximus, cu totul că nu le dau voie în bibliotecă, dar le place acolo, că iau locul lor, au camerele lor, au birourile lor, au tot confortul lor. Le place să și citească sau doar camera? Acum cu cititul e mai complicat. Acum ce s-a întâmplat, de exemplu, Maximus în luna cât a fost vacanță, în 3 săptămâni, a trebuit să citească 3 cărți și să facă lecturi suplimentare, să scrie în 2 pagini minim cam ce a înțeles din poveste. A făcut ceva cu Făt frumos din lacrimă de Mihai Eminescu. Aici este Eduard încercând să repare... Nu, Maximus. Maximus să repare un ceva, un radio. Și l-a reparat. Că e pasiunea lui. Da, e trusa lui. Aia e trusa lui? Aha. În echipamentul lui, da? El lucrează în altă parte, dar acum a insistat el să stai. Bine mă, stai acolo. Și eu, de obicei, astea sunt amintirile lor. Eu nu le-am filmat asta nici pentru antenă, nici pentru instanță. Astea sunt amintirile lor. Ei au 1000 de ore de filmare de peste tot unde a fost pe planetă, în excursii și așa mai departe, inclusiv acasă. Da. Că peste ani și ani, peste 50 de ani, vor fi de bine imaginați. Și aici ce face? Încearcă un puzzle sau ce e acolo? Nu. E un Nintendo... Un Nintendo la care... Nu vedeam i-a schimbat. Aici ai Eduard, unde își construiește un glob pământesc din puzzle 3D. Asta zic, e un puzzle. Da, ăsta e un puzzle 3D și l-a luat el din Germania și l-a montat și l-a pus sus la el în cameră pe birou ca vrea să învețe geografie. Sunt pasionați pentru că sunt mulți copilași la vârsta aceasta... din cauza faptului că au mânuțele mici și degețele, se enervează la Lego, la mai știu și de la Fimiu. Nu, oamenii nu se enervează în casa asta. Nu se enervează. Nu, enervat nu că sparg geamurile. Nu. Copiii sunt foarte nervoși și în altă parte. Deci ei la școală nu mai sunt nervoși. Ei vor să facă lucrurile astea sau îi pune nevastă? Ei.
Ei vor. Ok. Da. Aici sunt la joacă. Păi nu, stai puțin să ne înțelegem. Ei și aleg programul. De exemplu, eu mă duc și le spun, gata, am terminat masa de prânz. Acum avem de făcut Lego, puzzle 3D, montaje electronice sau tenis. Aha. Și atunci ei aleg, imediat. Vreau puzzle 3D. Deci omul și-a ales, da? Copilul și-a ales. La fel și cu mâncarea. Ei au o paletă largă din care poate să aleagă. Ce e aici? Ce vedem acum în imagine? Vedem cazinoul, domnule Pati. Bine, eu știu că am fost în calitate de persoană fizică. Acum, nu, aici e cinematograful pe care l-a blamat doamna Bahuțeanu, spunând că am un cinema acasă. Nu e adevărat, eu nu am cinema, eu am cinema 3D acasă. Bine, acum trebuie spus că aici este ca un mini-cazino. Sunt, păi e o masă de remi, e o masă de biliard, acum mare cazino. E un cinematograf, e un pod de casă. Care și eu sunt câteva flipăre, flipările acelea de pe vremea noastră, știi? Da. Păi da, dar toate sunt echipamente, absolut toate sunt echipamente de 40-50 de ani. Nu, le spuneam celor de acasă să înțeleagă. Și câte da, toate funcționează cu fisic. Da, așa sunt flipări, ajungi... da. Trei lămâi, trei gutui. La un moment dat mă bătea gândul să-mi iau și eu un de la, că e Caterinca. Da. Într-adevăr, sunt vechi, sunt ieșite. Acum ce se întâmplă? Faptul că copiii mei au trăit cu echipamentele alea în casă, când am fost la Vegas, nici nu s-au uitat la mașină de joc. Nu interesează. Nici n-au voie să intre. Ei n-au voie să intre acolo, în Vegas nu-i lasă în spațiu. Nu, dar când mergi de la recepție până la lifturile, știu. Treci prin cazino. Treci prin cazino, așa este, dar sunt acele, sunt acele culoare prin care mergi, nu te lasă să intri pe mochetă unde sunt efectiv soare. Nu, nu, e o dungă roșie care nu e o dungă unde, da, exact. Și se joacă la flipperele? Aici, imaginea de aici e singura masă de remi automată din România. Am adus-o din Japonia. Am înțeles. Le place camera aceea? Practic este mansarda vilei dumneavoastră. Stau pe acolo să joacă? Păi nu, stai puțin, ei au un loc special. E tot aici sus, unde au ei computerele lor și au Nintendo-urile lor și PlayStation-ul și așa mai departe. Ei cam aici să joacă în zona asta, biliard și remi și asta, să joacă când vin mai mulți copii. Dar când sunt ei numai doi, au o jumătate de oră seara aici, la jocurile astea. Și asta e masa unde să joacă ei când vin toți, să joacă, nu te supăra, frate, sus, jos, pentru că nu-i lasă să joace pe internet, stând unul lângă altul. Juca jocuri interactive cu ZAR. Am înțeles. Iar aceea cu fotolile este zona de cinematograf, presupun. Da, 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 da. Coboară un ecran și e un proiector 3D, HD 3D, cu niște ochelari special și poți să vezi și emisiunea ta 3D dacă vrei. Da, dar noi nu o difuzăm 3D. Mă vedeți, nu contează, dar, nu contează. Vin o seară să-ți fac o probă de proiecție, așa ca să rămâneți mulți, definitiv. Am înțeles. O vreți rău. Da, și am și mașină de făcut popcorn și vă dau și cola, dacă vreți, dar vă luați voi de la colț, că eu nu țin în casă să cerceam. Dacă mă lăsați, eu joc la aparatele alea și dacă o să câștig... Liniștit, atenție mare. Dacă o să câștig, poate recuperez pariul pe care trebuia să mi-l dați. Păi la ce rating s-a făcut, trebuie să-mi dea restul. Da, e adevărat. Bine, hai să vedem, să vedem și altă zonă din casă. Este zona de subsol, zona de piscină. Acolo unde Silviu Prigoană, pentru noi am mai spus și nu era o exagerare, coboară din mansardă până la subsol cu un lift, el fiind având nevoie păi, sunt handicapat. De deplasare. Greu să cobor. Ia de deci casa are și un lift care circulă pe două nivele, trei nivele, nu? Subsol, da, parter, etajul 1, trei nivele. Sau patru, câte? Patru. Mă rog. Deci aici este locul unde ei se bălăcesc. Au un program, le-ați făcut un program pe genul... Păi odată pe zi trebuie să intre piscină, obligatoriu din cauza lui Eduard, care e supraponderal, nu suferă de tiroidă, cum să bănuia, ci e alimentat supracaloric. Acum am trecut la un regim special de alimentație conform rețetei nutriționistului și trebuie foarte mult sport. Dar nu are să facă sporturi decât în not, pentru că trebuie să stea în extensie în apă, că altfel fiind foarte greu, își distruge încheieturile. Și așa obosește când mergem la patinoar și acolo am rănit-o cu patinoarul, de la oră am ajuns la 30 de minute. Am înțeles. Ce suprafață are piscina, domnul Prigoană? Păi nu am măsurat niciodată, dar așa, mă rog, are 2 metri adâncime și e destul de lungă. Încât nu adâncimea, ca lungime și lățime așa. Nu știu, lățimea are vreo 8 metri, lungime vreo 14. E generoasă, da. Nu, e ok pe la doi kinder, ce mare șmecherie. E exact ce trebuie. Piscina asta ține cont că au fost 15 copii la un moment dat. Exact, din imagine ar părea că e un de la gonflat. Un ligian mai mare. Da, e mare. Ea e mare. 8 pe 15 e o piscină
destul de sănătoasă. Și mai avem imagini din altă zonă? Ei fac foarte mult și scuba. Drive au două echipamente de scuba și fac scufundări, că vor să mergem în Caraibe să facem scufundări. Și au și echipamente de respirare la tuburi. Am înțeles. Și aici este zona unde mănâncă. Înțeleg că nu într-o bucătărie, ci într-un salon unde se servește... Nu, e zona de servit masa. Da. La două și jumătate. Probabil. La două jumate fix e masa de prânz. Dar masa de prânz o servește, de exemplu, Maximus la 11 jumate, că la 12 trebuie să fie la școală. Dar le este servită de către personalul angajat al dumneavoastră sau cum? Da. Am înțeles. Da, mămăligă, tocănițe, ștevie, spanac, mazăre, chestii de-astea. McDonald's mai puțin, că am mâncat McDonald's pe când mă prind 40 de ani. Dacă i-ați făcut să mănânce mazăre și... asta vă zic eu în proprie experiență, și spanac, e lucru mare la 8 ani. Păi nu, hai să-ți povestesc. Ei și-au dorit să mănânce asemenea meniuri pentru că nu-i forțează să facă nimica. Ei și aleg meniurile de pozi pe alta. E bine că n-au devenit dependenți, cum ziceam, de asta, de fast food sau de mai știu ce. Păi nu, o să rămâi surprins, dar Eduard, de exemplu, e atât de ambițios, deci nu-ți poți imagina un copil atât de ambițios, n-am văzut în viața mea, încât l-am dat înghețată într-o zi și l-a refuzat. A spus, nu, eu vreau să slăbesc, nu vreau înghețată, îngrașă. Nu cred că a refuzat înghețata și a vrut spanac. Nu, era vorba de desert. A zis că vrea să-i dau o mandarină. Lăsați poza de înainte, că e interesantă. Deci acolo este zona de mâncare. Așa arată masa, mă rog. Da, aș vrea să-l întreb pe Sorin. La masă, care permanent bunicul în capul mesei. Aș vrea să-l întreb pe Sorin, că este aici. Acum, din perspectiva acestui război nesfârșit, care probabil că se va sfârși într-o bună zi, intervine acest lucru tot ca un dezavantaj pentru Adrian. Adică este foarte clar condițiile pe care Silviu Prigoan le oferă prin natura statutului său. Sunt incomparabile cu multe condiții din țara asta, adică la nivel de 90% între familiile din țara aceasta. Te poți lupta cu așa ceva la nivel de preferința copiilor. Adică orice copil și noi ca oameni mari cred că am vrea să stăm acolo, nu? Vreun an. Da, ai ca să vă dumiresc că am primit mesajul. N-am Instagram. N-ai Instagram. Am cum Facebook. WhatsApp. Da, mă rog, eu am să în weekendul ăsta. Ăla nu se dă. În weekendul ăsta că nu prea s-a putut ieși din casă că picau pomi la noi pe stradă, am învățat să schimb becul la veioză, așa că cu WhatsApp-ul ăsta o să mai spre toamnă așa putem să conversăm. Da, revenind la problema. Așa, vorbind acum despre... E greu să te lupți cu așa. Stai puțin, nu că e greu, este imposibil. Imposibil. Deci în țara asta sunt probabil 50 de copii care trăiesc în asemenea condiții. Sau 100. Da, copiii de milionari. Câți milionari vom avea? Restul milioanelor de copii din țara asta trăiesc în condiții normale. Normale, da. N-au piscină la subsol, n-au flipper în casă. Și totuși, într-o situație ca asta, cum o să zică un copil? Păi, nu mai...